Urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Potrivit autorităților, cel puțin 40 de deținute au fost ucise în urma unui conflict între bande rivale în penitenciarul situat la 25 de kilometri de capitală. Majoritatea au fost arse de vii după ce mai multe celule au fost incendiate, altele au fost împușcate sau înjunghiate. Autoritățile au decretat stare de urgență și au mobilizat inclusiv armata pentru restabilirea ordinii. Clădirea închisorii, unde sunt încarcerate 900 de femei, a fost complet distrusă. Este una dintre țările cu cea mai mare rată a criminalității din lume, o importantă rută a drogurilor din America Latină și este de decenii măcinată de conflicte între organizațiile criminale. Multe dintre acestea se rezolvă în închisori. În 2012, peste 350 de deținuți au murit tot într-un incendiu declanșat între bande rivale.